Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit. Cu siguranță mulți dintre voi ați așteptat și acest moment în care eu o să prezint pentru prima oară în mini-carmageria pe care mi-am făcut-o și produse din carne de porc. Am sacrificat un porc, l-am tranșat, l-am așezat aici frumos. Ca o mică prezentare, avem aici șuncă, slănină pentru munteni, șuncă pentru ardelen sau invers, pentru mine e tot una și același. Da? Uitați cum arată o bucată de șuncă cu carne, majoritatea sunt așa. Aici avem mușchi, avem ceafă, mușchiuleții mici, coastele, pulpă, oasele care au rezultat de la spete și de la pulpele din spate, picioarele, avem acolo pe masă carnea pentru cărnați, avem și puțină slănină de la porc. În alte videoclipuri, oameni buni, vă voi prezenta procesul de a foaie, cum se face carne la carneță, vom face și cărnații. O să montez aici o bară, unde le vom expune frumos. Cei care mă cunoașteți știți că fac lucruri de calitate, manual, nimic industrial și așa mai departe. Toată această carne va merge la afumat. Eu afum cu lemn de prun, fag cireș uneori și la urmă trandafir. Mulți dintre voi o să spuneți de ce cu trandafir, pentru a da acea culoare frumoasă roșiatică, maronie și așa mai departe. Așadar, oameni buni, stați aproape că voi reveni cu noi postări. Sper să vă placă ceea ce am realizat în acest moment și să vă placă în continuare, așa cum v-a plăcut și până acum, toată activitatea mea din gospodărie. Multă sănătate și Doamne ajută!